Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine la emisiunea mea Online Story. Am un invitat cu adevărat special, un om pe care abia așteptam să-l revăd în carne și oasă, fiindcă este plecat mai peste tot, este ocupat, dar mie este foarte dor de el de fiecare dată, pentru că este o prietenă foarte, foarte, foarte bună de-a mea și mă bucur că o revăd așa veselă, cu zâmbetul pe buze, Ana Maria Prodan, astăzi lângă mine. Bună, Ana! Te iubesc! Și eu te iubesc pe tine. Ce faci, Ana? Ești foarte frumoasă, revenită din vacanța din Dubai. S-a terminat vara, dacă ar fi să iau ultima ta postare și să citesc de acolo. S-a terminat vara pentru români. Eu în Dubai, sunt în plină vară. Colind, cu tinerețea. Ce să fac? Păi chiar cu tinerețea. Da. Eu în tinerețe, să știi că am găsit elixirul. Tinerețe fără bătrânețe. Trebuie să-l găsesc pe la viață fără de moarte. Păi îl găsim și pe ăla. Deci dacă nu-l găsești, nu are cine să-l găsească. Corect. Sunt ferm convinsă de lucrul ăsta. Mă gândeam la ce-mi spui asta cu tinerețe fără bătrânețe. Cum reușești să te menții așa? Mai ales că nu ai avut o perioadă foarte ușoară. Păi a fost o perioadă grea. O perioadă ciudată așa în viața mea, din care am învățat foarte multe. Probabil asta a fost lecția vieții mele, pe care mi-am însușit-o și mi-am învățat-o. Și acum sunt profesoară, pot să predau. Dar sunt un om optimist, un om care a trecut peste fiecare obstacol, chiar dacă, să spunem, de multe ori viața m-a pus în genunchi, am mers așa în genunchi, dar tot înainte. Da, știu că niciodată nu te-ai uitat înapoi. Mm-mm. Și aș vrea și nici n-o să, mă uit să te întreb pentru oamenii de acasă, pentru că eu știu prin ce ai trecut tu și ce, prin ce treci, dar vreau să simtă și ei ceea ce percep eu atunci când noi vorbim. Dacă în urmă cu 2 ani credeai că vei ajunge aici? Nu, n-am visat niciodată, nu m-am gândit niciodată, nici în cel mai urât vis. Pentru că tu ai stat lângă familia mea și încă soțul meu era soarele familiei noastre. Nu ne-am gândit niciodată. Chiar dacă am știut de-a lungul anilor, ca o femeie, zic eu, cu capul pe umeri, am închis ochii, am reparat ce se putea repara, am vorbit, am explicat. La noi suntem o familie atipică. La noi copiii întotdeauna au fost la masă. Orice a fost bine, rău în familia asta a fost cu toată lumea la masă. Nu știu dacă poate mă judecă, domne, copiii nu trebuiau să știe. Copiii la noi au știut de când au deschis ochii absolut tot, și de bine și de rău. Și am făcut împreună, am reparat împreună, fiecare cum a știut el și cum a putut. Am s-o pus la vot. Am iertat întotdeauna. Am considerat că sunt oameni care nu pot ține drumul drept din diferite motive, slăbiciune, frustrări. Multe, unii sunt născuți să fie lideri, alții sunt născuți să fie oamenii care urmează liderii. Și am considerat că familia asta trebuie să meargă mai departe în nume de OAT. Și trebuie să meargă mai departe tot cu mine locomotivă, pentru că așa a fost întotdeauna. Tu ești lideră? Eu am fost liderul și nu este ceva rău că femeia sau bărbatul este lider sau copiii. Nu. Noi ne-am completat foarte tare unul pe celălalt. El neavând talentul ăsta oratoric, neavând forța asta de a ridica totul foarte, foarte sus la nivel de rachetă, nu? Eram eu. El un tip super liniștit, așa l-am perceput eu toată viața. Eu nu recunosc nimic din ceea ce se întâmplă acum. Adică nu este omul de care eu m-am îndrăgostit și omul pe care l-am divinizat niciodată. Na. Dar, da, eu am avut partea mea de menire în familia asta. El a avut partea lui, copiii au avut partea lor. Și împreună am considerat că suntem un tot unitar, perfect, frumos. O familie de la care majoritatea au avut ce să învețe în ani de zile. Și eram un exemplu. Așa e, mi-aduc aminte ziua în care m-ai sunat și mi-ai spus că ești îndrăgostită de el, că vei pleca în Germania, veți merge la o cafea. Da, te-ai dus acolo, ai stat 3 zile, te-ai întors și mi-ai zis, Corne, mă căsătoresc. Parcă a fost ieri. Așa am făcut toată viața și vezi, asta este o chestie din familie. Mama mea s-a căsătorit în 3 zile.
cu tata. Eu m-am căsătorit prima dată în 3 zile, a doua oară în 3 zile. E așa, e meant to be, cred. Sunt niște lucruri cu care venim, știi, pe lumea asta. Sunt niște misiuni pe care noi trebuie probabil să le completăm, știi. Da, m-am dus când ți-am zis. M-am dus și am fost la Köln. Ne-am întâlnit la Köln prima dată. Și când am văzut, bine, eu îl revedeam după 13 ani. Și era așa, parcă venea soarele. De-aia el a fost soarele nostru. Așa strigam toți. Păi a fost frumos și nu regret nimic. Și dacă ar fi să o iau de la capăt, aș lua-o de la capăt. N-a schimbat nimic. A schimbat însă atitudinea mea față de tot ceea ce s-a întâmplat greșit. Și normal, cu mintea de acum și prin ce am trecut, a schimbat toate lucrurile astea. Pentru că într-adevăr, ceea ce îmi spunea mama mea și tatăl meu este că când ai făcut prima excepție, da? Primul compromis, te aștepți că vor veni altele și altele și altele. Te-ai mai căsătorit cu el în 3 zile? Dacă ai gândit ca acum? Ce greu. Nu știu. Dacă ar fi omul ăla pe care eu l-am cunoscut, bărbatul ăla, tatăl ăla pe care eu l-am cunoscut, și dacă eu aș fi focusată, probabil că da, dar nu știu cum ar fi, pentru că a sta cu frica în sân să nu cumva să trăiesc altceva, dacă aș ști ce s-a întâmplat, știi? Că mă întreb, ai face chestia asta? Acum că știu prin ce am trecut și ce ne-a făcut, e foarte greu. Așa e, acum da. Ți-ar fi teamă să da. Mai faci pașii ăștia. Mi-a fost, nu, și în ultimii ani mi-a fost foarte teamă. De când am aflat foarte multe lucruri, trăiam cu teama aia. Și teama aia creștea în suflet, știi? Dar o sufocam de fiecare dată, știi? Asta e poate punctul meu forte, știi? Optimismul ăsta împins la nebunie, știi? Că n-o să ți se întâmple până la urmă să ajungi da. Aici. Da. Crezi că atunci când mama ta a fost bolnavă și tu ai stat foarte mult cu ea prin spitale, ai stat foarte mult aici, știu atunci că o hrăneai cu lingurița, da. Te mutasei la tot. Spital. Da, așa. Eu am stat în spital. Eu... Și vorbeam în fiecare zi dacă pot să te ajut pe acolo cu ceva, da. Cred că asta este durerea foarte fost, mare. Da, a fost o durere foarte mare pentru tine. Ți-ai revenit foarte greu atunci și... Cred că, de fapt, nici nu ți-ai revenit, pentru că erai foarte apropiată de mama ta. Faptul că el n-a fost atunci chiar atât de aproape, crezi că s-a rupt cumva ceva de atunci? Nu, dacă stai să judeci așa ad literam tot ce s-a întâmplat, oamenii nu se schimbă decât dacă au un potențial foarte mare și dacă își doresc foarte mult. El și-a dorit foarte mult la început. El venind din Liga a doua, cumva... ajutor de șomaj pe vremea aia, nu mai putea juca fotbal, nu avea licențe, nu avea nimic, nu avea nicio speranță de a fi cineva mare. Pentru că prima noastră discuție a fost așa, hei, ai un potențial fabulos, pentru că asta am văzut eu în oameni întotdeauna. Asta, de fapt, e menirea mea pe pământ, să schimb destine. Și asta am făcut toată viața. Ems, dacă o să mă asculți, tu vei ajunge fabulos. Vei ajunge cineva foarte mare. Iar el m-a ascultat pe mine orbește. Știi că lumea râdea când Porumboiu, Pițurcă, tot fotbalul românesc râdeau de el. Îi face nevastă să a interviurile, îi face nevastă să a carieră. Da, nevastă să i-a făcut tot. Îi face reality show. I-a făcut reality show, tot ca să-l ridic. Deci tot ca să-l aduc undeva unde să mă ierte Dumnezeu, dar n-avea cum. În timp, în ani, n-avea cum. Nu... Că trebuie să fii născut ca să fii așa, știi? Ori crede-mă că norocul vieții lui Sărmita Ana Maria Prodan și norocul vieții mele că am ceea ce mi-am dorit cel mai mult pe pământ, după copiii mei, după fetițele mele, un băiat. Pentru asta încă mă uit la cer și zic, Doamne, ajută-mă să nu scot, să nu vorbesc, să nu... Ajută-mă! Ai un băiat cu el, da. Un băiat foarte frumos. Da. Și el a avut calitate și are calitate, este un foarte bun profesionist, da, pentru că altfel n-aveai, n-aveai cum să-l aduci. Liberă. Așa e. Da. Vreau să mă întorc un pic la mama ta, la perioada aceea.
Știu că e greu de vorbit despre lucrul ăsta și mai ales așa pe grabă, cum suntem poate noi astăzi. Când ai aflat că e bolnav și că are acea boală incurabilă, ce ai simțit tu, Ana? Tu, Ana, care erai acolo, lângă doamna Prodan. Pe ea mi-a zis într-o zi că obosește, ceea ce nu se întâmpla, că era, eu sunt copia ei, deci non-stop, non-stop, viața merge fără somn, fără noapte, numai zi la noi. Și când mi-a zis asta, ok, oprește-te puțin, că ai o vârstă, hai, na, nu mamă, ce obosești din ce în ce mai tare. Bine, hai să facem un set de analize, să vedem ce îți lipsește în organism. După analize, prietenii noștri, domnul doctor m-a sunat, mi-a zis, vine o singură. Bun. Metastază fără nicio șansă în 2 săptămâni în gropi. Direct, ca între prieteni, am tras aer și am zis nu. Unde este cel mai bun centru pentru așa ceva? În ce parte din lume? Cuba. Mexic, Cuba, Turcia, Austria, Germania. Fă-mi o listă. Unde pot să tratez? Încearcă Cuba. În 3 zile am luat tot ce trebuia, vize, am planificat tot. Am întrebat ce am. Zic, o pată mică pe ficat, vreau să o tratăm acum, vreau să plecăm în Cuba. Ok. Analizele unde sunt? Acasă. Când mi le aduci? Mâine. Am plecat poimine, n-am mai adus analizele, am vorbit la Pradera, în Cuba. Am rugat pe absolut toată lumea să nu-i spună nimic, pentru că da, eu sunt mai optimistă decât mama. Și am făcut tratamentul. Am tratat plămânii, eram foarte fericită, efectiv am tratat, pentru că e un spital fabulos. Da, acolo, în Cuba, se tratează partea aceasta de plămâni. Da. Au un tratament pe bază de șarpe, de venin. Da, nu, sunt mai multe, nu numai. Oamenii au dezvoltat chestia asta, iar ei pe plămâni sunt top. Nu există în lume altceva mai bun. Și am făcut analizele, plămânul arăta ok, am văzut pe ficat. Turcia. Acasă, schimbat bagajul, Turcia. Biopsie pe ficat, planificat să operăm, să scoatem bucata. Am făcut PET-CT-ul, atunci am realizat că era peste tot. Deci orice am fi tratat se muta. În altă parte, se generalizase. Toți îmi spuneau, pregătește-te, nu fi copil, nu pleca cu avioane să moară, Doamne ferește, printre avioane, între avioane. Nu. Mexic. Peste tot. Turcia, peste tot. Cu ea, secundă de secundă. Și am prelungit viața de la 2 săptămâni la 1 an jumate. Dar 1 an jumate au făcut cât o viață. Deci am fost cu ea secundă de secundă. Până în ziua în care am închis-o. Știu exact că erai zi de zi. Știu cum mă rugai să... Mă întrebai unde sunt paparații, că nu vrei să ieși din spitale. Nu voiam să o vadă. Pentru că nu voiai să afle voiam să rămân știrile în amintirea, acelea. Da, da, să rămână în amintirea tuturor așa, fără să se știe ce se întâmplă. Am avut noroc în perioada aia că... Foarte mulți din presă au respectat chestia asta și pentru asta le-am mulțumit și o să le mulțumesc forever. Au mai fost câțiva care, normal, făceau bani. Da. Asta a fost. Au fost niște momente superbe. Știu că am închis ochii fericită cu un singur of, pe care îl știam și noi acasă. Și cu... Ce of? Cu Laura. Dar, așa cum sunt eu, mie nu mi se întâmplă. Deci n-am verificat, vezi, niciodată, că eu sunt o tipă visătoare, așa. Eu sunt în stare să mut munții și să construiesc ceva ce nimeni nu poate construi. În echipă, nu singur. Și am crezut că dacă îți sacrifici viața pentru un om și îi faci viața superbă și... dintr-un jucător de fotbal, nu un fotbalist fabulos, că suntem realiști, suntem la ora adevărului, poți face un antrenor fabulos care
poate rămâne în istorie, cum i-am spus eu, ca cel mai tânăr antrenor care a jucat finală de Champions League Asia. Cam acolo era regheca lui Ana Maria Prodan. Cu reality show, nimeni n-avea curajul să ridice ochii la el. De ce? Era Dobermanul Prodan în spate. Ana, care este foarte încăpățânată și acum este încăpățânată. Știi ce mi-a zis mie tatăl meu? Mi-a zis așa, uite, ai făcut 14 ani. Vreau să spun ceva. Ești un om cumplit de încăpățânat. Mi-am dorit să am un copil ca tine toată viața și l-am avut. Numai că ar trebui să înveți din greșelile altora. Și eu, ce? Eu mă dau cu capul de grindă până atâta cu cuiul fac. Și o să știu că eu am greșit. Și el mi-a zis așa, serios? Păi da, dar cucuiul ăla crește și te tolovești și pielea nu se mai netezește și îți va rămâne semn și o să-l vadă toată lumea toată viața. Nu e mai bine să te uiți în jur la prietenii tăi care greșesc, când vezi din greșelile lor și tu când faci, faci perfect. Mi-am dat seama acum. Acum. Poate acum. Dacă tatăl tău ar fi trăit mai mult și ar fi dacă fost alături mama de tine, și tata, tatăl tău a murit mult mai repede. Da. Și n-a putut să-ți fie apropiat și să-ți dea sfaturi, dar oricum, cunoscându-te pe tine, nu le-ai fi, tot ca tine ai fi făcut. Ei, acum că... crede-mă că dacă mi le dădea, le aplicam întru totul. Acum, la vârsta asta, da. Lucrurile s-au diferit. Dar după o durere atât de mare, nu știu, la tine întotdeauna a apărut soarele pe uite, stradă. Uite și acum a apărut soarele, a apărut când vorbim. Când vorbim noi. Da. Sunt foarte curioasă, au apărut o grămadă de materiale în presă în ultimul timp cu tine, din Dubai, pentru că ai stat foarte mult acolo. Te-am văzut în toată splendoarea ta chiar la noi, la Wow Vision. Asta pentru, da, asta pentru faptul că n-am mai dat niciun interviu de aproape un an, da, cam așa, da. Și normal, crește interesul. Da, crește interesul. Iar. Voiam să întreb, cine este domnul acela care apare tot Ibrahim. Timpul la brațul tău? Prietenul și toată meu. Presa spune că domnul doctor este domnul doctor, și iubitul tău. Domnul doctor îmi este foarte, foarte, foarte bun prieten. Am discutat să deschidem o clinică în România. Bebele meu, cel mic, îl cunoaște, toți prietenii mei îl cunosc, pentru că avem același anturaj, locuim în același loc, ne vedem zilnic, mâncăm zilnic, facem planuri zilnic. Este căsătorit, are copii. Mi este foarte drag, îl iubesc pentru ceea ce este, un om minunat. Dar eu, când pun o poză, în general, am niște hashtag-uri. Love my friend. Proud of you, my friend. Dacă spun my friend, înseamnă prietenul meu. Dacă zic my love, my husband, este cu totul și cu totul altceva. Dar dacă eu de fiecare dată menționez my friend, prietenul meu, înseamnă că e prietenul meu. Dar... sunt Ana Maria Prodan, vând fabulos de bine și este normal să se întâmple. Mai ales că tu ai declarat în urmă cu ceva vreme că nu ești singură. Și normal că oamenii interpretează tot felul de lucruri. Nu mă refer la faptul că nu ești singură, că tu nu ești niciodată, niciodată singură. Nu sunt singură. Ai familia lângă tine, ai fetele, da, care sunt foarte frumoase. Și, sărut mâna. Foarte realizate amândouă. Să știi că familia mea merge mai departe, dar... frumoasă. Ai principii pe care este. Noi le-am sădit de acum 20 de ani. Așa este, dar numai că tu ai declarat în emisiunea Fiță cu Adiță. Da, cred, am zis că, râzând că iubesc. Că iubești. Da, n-am spus ce iubesc. N-am spus că iubesc un bărbat. Iubesc viața, îmi iubesc prietenii, îmi iubesc copiii, îmi iubesc meseria. Înțelegi? Adică niciodată n-am spus. Și tu mă cunoști, poate ne știm de când eram mici. Cum? Eu niciodată nu să mă fac de râs combinându-mă cu un playboy, combinându-mă cu un stripper, combinându-mă cu un om însurat. Valorile mele sunt altele. Valorile mele sunt perfecte. Eu nu fac chestia asta să arăt lumii sau actualului meu soț că-s mai bună decât el, pentru că eu sunt mai bună decât majoritatea. Pentru faptul că eu am niște copii, am două fete, 23 și 22 de ani, am un băiat, și mai rău, 14 ani. Copiii te judecă. Pentru copii tu trebuie să fii un exemplu. Eu
cum mama mea a fost un exemplu și tatăl meu pentru viața mea și cum mi-au dat educația asta și așa am trăit în principiul ăsta, așa și copiii mei trăiesc. Așa e, dar viața vedetelor întotdeauna este în vizorul presei în general. Așa se întâmplă. Revin la tine. Ești sau nu singur? Sunt singur. Dacă te referi la iubit. Da. Astăzi, când tu vorbești cu mine, sunt singură. Și dar câți bărbați te sună în fiecare zi, pe zi? Am trăit numere de telefon pline. Dar e normal. Da, păi e normal. De-aia te și întreb. Dar trebuie să fiu un om liber, divorțat. De asta se fac. 2 ani, de când mă rog, cu cerul și cu pământul. Și lumea nu știe. Și eu mă rog, vreau să divorțez la notar, fără să știe presa, fără să știe nimeni. Am mii de mesaje, mail-uri, te rog, vino să divorțăm la notar, ai familia ta. Dar procesul vostru de divorț, da, care este la tribunal? Nici nu știu când e. Deci crede-mă că m-am detașat atât de mult. Avocații se ocupă de tot, săracii ar trebui să se lase de toți clienții, că eu sunt suficientă cu atâtea procese deschise. Las că ești obișnuită, că ești avocat de meserie. Da. Și ești mai ușor din lucrurile astea. O să vorbim într-o emisie viitoare și despre profesia ta și despre modul în care ai ajuns să fii avocat și nu cântăreață, fiindcă ai o voce foarte frumoasă. Pot să vorbesc? O moștenești pe mama ta. Vreau să te întreb acum la finalul intervenției noastre, ce vei face zilele următoare? Pleci în Dubai, pleci în America, unde acea afacere cu case despre care n-ai mai vorbit Eu am peste tot business-uri și firmele mele acum sunt în Dubai. Eu colind, așa a fost și mama și chestia asta la noi. Și în familia noastră, femeile, să știi că au fost lideri. Eu plec 2 săptămâni pe lună, eu colind. Acum bebe are sensibilitatea asta și a trăit trauma asta, deci nu-l vede și atunci este foarte greu și mă rup, crede-mă că plec luni în Dubai, mă întorc miercuri ca să stau lângă el. Plec joi iară, mă întorc sâmbătă. Deci tot ca să pot bebe stă în România. Da, da. Tot ca să pot să îl ajut să treacă peste așa ceva, pentru că nu mi-am imaginat niciodată că soarele nostru va supune copiii acestor tratamente cumplite. Pentru mine asta este, știi, că 2 oameni se despart. Nu se mai iubesc, se pierd în timp, au grupuri, să spunem, sau altă mentalitate despre viață, whatever, familie. Dar copiii nu trebuie să simtă așa ceva. Copiii trebuie să știe că au o mamă și un tată care iubește la fel de mult. Unul dintr-o parte, altul într-o parte. Nu? Așa trebuia. Tu ai greșit cu ceva în relația asta? Da. Că am fost cu ochii închiși și am dormit pe mine 16 ani. N-am verificat un cont odată, n-am verificat o plată, n-am verificat nimic, nimic, nimic. O încredere oarbă. Oarbă. Mă întreba astăzi, mai devreme, până să vii tu, cel mai bun prieten meu, asociatul meu. Mă, vreau să te întreb ceva. Mă tot uit la tine. Bă, dacă ar fi să o iei de la capăt. Acum, te căsătorești în momentul ăsta, te îndrăgostești nebunești, ai face la fel? Ca să par așa, am zis, bro, na. M-am uitat, m-a bufnit râsul, da. Pentru că așa sunt construită. Că dacă la mine nu există încredere într-o relație, nu există nimic. Încredere și respect. Să știi că dragostea poate veni în timp. Atașamentul vine în timp. Dar încrederea și respectul, dacă le ai terminat, nu există. Nu există așa ceva. De asta îți spun. Băi, așa se întâmplă. Să ștergem cum merge înainte. Și e frumoasă până la urmă. Așa și merită trăită. Da. Și un om puternic, crede-mă, orice încercare îi dă viața, trebuie să meargă numai înainte. O singură dată ai întors capul, crede-mă, să te uiți înapoi, te-ai terminat. Mai ales în drumul ăla când tu ești și bărbat, nici nu poți să mergi singur, te trage cineva. Eu am obosit. Uai, știi cât de tare am obosit? Imaginează-ți că trăgeam totul după mine. E, gândește-te un munte așa, Everest. Să iei un om să-l tragi, omul să cadă de fiecare dată, că se uită de fiecare dată înapoi, la poale. Și iară să te întorci după el, iară să-l iei și cu mai mare putere. Obosești. Dar secretul este, dacă o să găsesc iară pe unul, așa, iar o să-l iau
Și iar o să construiești ceva miraculos. Sunt sigură că așa se va întâmpla, pentru că așa ai făcut de fiecare dată. Îți mulțumesc mult de tot că astăzi ai fost alături de noi. Și eu îți mulțumesc pentru prietenia de-o viață. Pentru că rar se întâmplă pe pământul ăsta să ai o prietenă de-o viață. Așa. Care să fie acolo lângă tine mereu. Mă fac și pe mine să... Parcă să am lacrimi în ochi, pentru că tot timpul am fost alături de tine. Îl cunosc foarte bine și pe Reghe. Nu am vrut în această perioadă să mă bag deloc în ceea ce s-a întâmplat între voi. Tu știi bine că am încercat doar să-ți dau câte un sfat, în care nu l-ai ascultat. Da, da, da. Și chiar să am și o discuție cu el. Eu mă bucur că astăzi noi am vorbit așa în mare, cam despre tot ce stăm ai simțit. Stăm noi odată așa, mult. Stăm odată în studio, cum avea... mult. Cam putea să vorbim despre orice. A, o noapte întreagă. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vreau să ne scrieți pe adresa de YouTube Wow News tot ce ați simțit din acest interviu de suflet cu Ana Maria Prodan și cu siguranță vom reveni în această formulă în fața dumneavoastră. Vă iubesc și vă mulțumesc că toată această țară cumva a fost lângă mine și lângă copiii mei și poate forța asta mare a venit și din dragostea pe care am simțit-o și din partea presei, să știi, și din partea oamenilor simpli din țara asta și la dumneavoastră tuturor.